Noul arhiepiscop și mitropolit al Clujului, ales astăzi de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, este înalt preasfințitul Andrei Andreicuț. Acesta a obținut 29 din cele 46 de voturi exprimate, câștigând astfel în fața preasfințitului Irineu Bistrițeanul. Înalt preasfințitul Andrei Andreicuț este noul mitropolit al Clujului. Acesta a fost ales astăzi prin vot secret de către Sfântul Sinod. Alegerile au avut loc în sala sinodală din Brăședința Patriarhală sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pentru fotoliul de mitropolit al Clujului a mai candidat și episcopul vicar Irineu Bistrițeanul. Din 46 de voturi, arhiepiscopul Andrei Andreicuț a obținut 29, iar episcopul vicar Irineu Pobistrițeanul 17. Ceremonia de întronizare a noului mitropolit va avea loc la Cluj-Napoca pe data de 25 martie. De sărbătoarea Bunei Vestiri, când se împlinesc 5 ani de când înalt preasfințitul Bartolomeu a fost instalat în scaunul mitropolitan al Clujului. Noul mitropolit al Clujului, înalt preasfințitul Andrei, este de profesie inginer și este cunoscut ca întemeietorul seminarului teologic ortodox liceal din Alba Iulia și unul dintre fondatorii Universității 1 decembrie 1918. În cei 20 de ani de la întronizarea arhiepiscopului Andrei Andreicuț, în arhiepiscopia de Alba Iulia au fost construite aproximativ 200 de biserici, zeci de case parohiale, dar a fost dezvoltată și una dintre cele mai mari rețele sociale din țară, cu numeroase centre sociale, case de tip familial, cantine și cămine pentru bătrâni. De asemenea, în această perioadă a fost restaurată Catedrala Reîntregirii și Complexul Arhiepiscopal, a fost construit noul sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă și în urmă cu 2 ani s-a început construcția noului sediu al Seminarului Teologic din Alba Iulia, scrie hotnews.ro.